Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi sunt alături de noi Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism, și Ioan Nistor, specialist human design, și vorbim în cadrul acestei campanii despre ce este un bărbat autentic, ce este un bărbat asumat din punct de vedere emoțional, din punct de vedere social, ce înseamnă vulnerabilitatea dacă bărbații intră în contact cu propriile nevoi, cu propriile emoții și cum pot face acest lucru, dacă spunem semnul egal între masculinitate și agresivitate, iată, în vremurile pe care le trăim, sau dacă, de asemenea, vulnerabilitatea este asociată sau se pune semnul egal între vulnerabilitate și slăbiciune. Este bine ca un bărbat să-și exprime emoțiile? Iată întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri de la invitații noștri, pornind de la o perspectivă antropologică și human design, dar și o perspectivă șamanică, vorbind pe marginea cărții pe care vă o recomandăm astăzi, Calea șamanului, un ghid pentru putere și vindecare de Michael Harner, o carte publicată în colecția Șamanism și, de asemenea, ea face parte din această campanie Redefinirea masculinității, deci o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Dragilor, aș începe discuția noastră invitându-vă să facem împreună un soi de definiție a ceea ce înseamnă un bărbat autentic, un bărbat adevărat. Este o sintagmă care de cele mai multe ori ascunde în spatele ei niște lucruri neștiute. Probabil că de cele mai multe ori am auzit această expresie să fii un bărbat adevărat sau să fii o femeie adevărată. Neștiind, de fapt, ce înseamnă cu adevărat acest adevărat. Includem aici și partea de vulnerabilitate a unei femei și a unui bărbat, pentru că cu 2 săptămâni înainte am avut o altă campanie în care, iată, am povestit cu Olimpia, am povestit despre ceea ce înseamnă feminitate, despre ceea ce înseamnă a fi o femeie adevărată. Acum vorbim despre ceea ce înseamnă a fi un bărbat adevărat. Cum își înțelege bărbatul emoțiile? Cum se pune în contact cu propriile nevoi și le exprimă și, de asemenea, emoțiile? Cum vedem bărbatul în raport cu partenera, în raport cu femeia? Sunt cumva diferiți bărbații de astăzi? Și aici mă refer mai ales la polarizarea rolurilor. Sunt diferiți de bărbații de acum 30, 40, 50 de ani? S-au diversificat, au evoluat puțin lucrurile în zona aceasta a masculinității și a relației femeie-bărbat? Cum vreți să începeți? Sunteți invitații Cu mei. Ioan, cu Ioan, Ioan, zic. a Ioan. Sunt foarte multe întrebări, Sorin. Să Le luăm pe rând. așa, focusat pe rând. Eu nu văd o problemă în a fi bărbat și a-ți permite să simți. Bărbatul nu e un tank. Bărbatul, în primul rând, este un om. Fiecare om are sentimente și una dintre marile provocări ale bărbaților e ce învață mamele, bărbații nu plâng. Bărbații nu plâng, dar pe urmă devin violenți, pentru că interiorizarea emoțiilor nu poate să aducă neapărat ceva bun. Un bărbat asumat e un bărbat care acceptă că poate să greșească și că simte. Un bărbat asumat e în contact cu emoțiile lui, cu furia lui și nu trebuie să o transforme în agresivitate, ci pur și simplu știe cum să folosească energia ca să își facă treaba. Știe cum să fie prezent și atent în ceea ce simte, fără să fie purtat de emoție. Când spun purtat de emoție, asta nu înseamnă că nu simt, ci înseamnă că îmi permit să nu fiu reactiv
și îmi permit să conțin emoția și să văd dincolo de acea reactivitate. Pe de altă parte, cine crede că un bărbat nu poate să își permită să trăiască, se gândește că un bărbat e o stâncă, un stâlp. Bărbatul nu e neapărat stâncă și stâlp. Și aș vrea să invit bărbații să vadă lucrul ăsta, că da, trebuie să știi să bați un cui, dar trebuie să știi în același timp și cum să fii receptiv și să știi să susții emoțiile. Să știi să poți să treci prin emoții, să-ți permiți să simți. Iubirea nu e un apanaj feminin. Iubirea este un apanaj uman. Iubim, simțim, trăim, experimentăm. Toate țin de experiența umană. Înțeles, un semn de maturitate este exact capacitatea pe care o avem să ne detașăm de stările prin care trecem și să înțelegem că sunt stări și nu suntem noi una cu stările respective. Evoluția sau, dacă vrei, diferența dintre noi de acum și cei de din anii 50 este tocmai ideea asta că bărbatul poate să fie bărbat fără să-și inhibe latura feminină. Una dintre provocările mele în momentul în care am început să mă redescoper a fost exact încercarea mea de a diminua femininul din mine, încercând cumva să crească masculinul în detrimentul femininului. Nu are nicio legătură una cu alta. Nu e vorba despre a nu mai fi atât de feminin ca să fii mai masculin. Ci e vorba despre a putea să susții partea de vulnerabilitate și de a nu îți omorâ feminin. Nu vorbim despre o combinație de 100%, ci vorbim despre o adaptare. Câteodată e necesar să știi cum să susții și altădată e necesar să știi când să intri în acea energie de a face ceva. Cam așa văd eu lucrurile. Olimpia, ce își doresc femeile de la bărbați? Ce întrebare bună! În primul rând, și noi avem și energie feminină și energie masculină, exact ca și bărbații. Și atunci este firesc dacă femeia se manifestă într-o energie masculină, cel care vine lângă ea să o polarizeze printr-o energie ină, o energie feminină. Și punerea aceea intențiilor, ce bărbat îmi doresc să vină lângă mine, de multe ori nu se potrivește cu ceea ce sunt eu și ceea ce atrag ca femeie. La fel și pentru bărbați, este exact la fel. Întâi mă uit la mine, ce manifest, cum manifest. Femeia este receptivitate, dar are și acest principiu masculin în ea, prin care este și ea viziune, este și ea acțiune, printr-un corp feminin, că de asta suntem femei. Ce își doresc, cred că toate femeile, este, și mi-ar plăcea să cred că așa își doresc, să poată să fie conținute de către bărbat, să poată femeia să se simtă susținută. Vorbeam înainte cu Ioan despre bărbatul care este stâlpul, în sensul că el este acolo și susține toată acțiunea femeii. Femeia poate să fie haos, pentru că creează. Și el este cel care o susține, e acolo, susține. Când vin spre noi tipologii diferite de bărbați, e important ca femeie să mă uit cum sunt eu, de ce am atras acest tip de bărbat. Nu e neapărat valabil ca ceea ce îmi doresc să fie realmente și bun pentru mine. Pentru că bărbatul vine spre mine ca eu să învăț ceva, să îmi
oglindească ceva în mine, ca eu să pot să transform, ca eu să pot să cresc. Asta îmi place mult când intră într-o relație. Cei doi la început sunt foarte îndrăgostiți, fluturaș aceea prin stomac, dar după ce trec acest fluturaș, se văd pe ei fără fluturaș, cum sunt. Și acolo începe adevărata creștere și de acolo, de fapt, femeia și bărbatul devin complementari. Și le-aș reaminti femeilor să-și amintească de ce s-au îndrăgostit de ei. Pentru că n-au venit întâmplător în viața lor, acei bărbați. Și să vadă apoi, în următorul pas, ce le oglindește acel bărbat, ce le apasă, butoanele apăsate, și se uită spre ele. Asta nu înseamnă că e o obligativitate de a rămâne în acea relație, dar acolo începe, de fapt, creșterea împreună, dacă e să vorbim despre relații. Acolo crește și femeia și bărbatul, când încep să se completeze, când acele certuri, de fapt, spuse poate pe o stare emoțională și aici, da, într-adevăr, noi femeile suntem mai emoționale sau am fost învățate de mici să ne exprimăm emoția. Nu mi s-a spus că nu e frumos să plângem și de multe ori izbucnim în lacrimi și strigăm pentru că altfel nu ne simțim auzite, nu de altceva. Pentru că ceva în spatele nostru e suprimat, da? Și atunci credem că doar așa suntem auzite, urlând sau zbierând sau plângând, până învățăm că stai, că pot să mă exprim și fără să urlu, dar îmi exprim frustrarea, îmi exprim situația respectivă, a creat în mine starea respectivă. Și eu exprim asta, eu spun. Pentru că noi avem impresia că ei, bărbații din viața noastră, ghicesc. Și ne-ar place tare mult să ghicească. Dar nu este așa. Ei au o cutiuță acolo în care intră și este nimic. E povestea aceea cu cutiuța în care bărbatul când intră e nimic și el... Noi avem mai multe cutiuțe pentru fiecare. E demonstrat științific. Cine vrea să asculte, există foarte multe înregistrări, video legate de capacitatea creierului nostru de a discerne sau de a analiza în funcție de a fi femeie sau bărbat. Și chiar îi invit dacă vor să vadă că suntem diferiți. Corpul nostru este diferit pentru că fiecare corp, am coborât într-un corp de femeie, am anumite abilități. Ai coborât într-un corp de bărbat, ai anumite abilități care te fac unic. Nu ești femeie. Nu numai vocea, nu numai faptul că ești capabilă să alăptezi, să dai naștere, ci sunt multe, plus hormoni, plus tot ce se întâmplă acolo. Și atunci este firesc ca noi să ne exprimăm frustrările, să ne exprimăm dorințele, pentru ca bărbatul din viața noastră să înțeleagă. Și încă un lucru care mi se pare foarte important. Toți bărbații sunt crescuți de către femei, majoritatea, puțin sunt crescuți de către bărbați, de mame, de bunici, de mătuși. Așa că responsabilitatea de a crea un bărbat, nu de a-l crea, de a-i da voie să se manifeste, să fie în lume, este a femeii, pentru că ea îl învață să fie tată, ea îl învață să fie ce înseamnă să fie bărbat și vine, bineînțeles, rândul tatălui, exemplu masculin pe care îl are. Dar femeia, în primii ani de viață, ea este cea care îl așează pe piciorușele lui, pe băiețel, și începe să meargă. Aia este rolul femeii și uităm. Și cum sunt bărbații acum și cum erau înainte, sincer, îmi plac bărbații acum. Poate sunt zguduiți că femininul se ridică, că femininul se trezește și se sperie. Dar îmi plac acei bărbați care își dau seama că femeia de lângă ei nu este în competiție cu ei. Nu este o provocare negativă, ci este pur și simplu o înflorire și înfloresc alături de ei. Femeia se deschide alături de bărbatul care o susține. Bărbatul care este acolo, lângă ea, să poată să primească femeia. Tot ce poate bărbatul să dăruiască, la fel cum bărbatul primește prin partea lui receptivă in, tot ceea ce oferă femeia, dar este un echilibru între ei. Și îmi plac bărbații de acum, nu spun că acum 40-50 de ani nu ar fi existat acest bărbat, dar mediul în care ei au trăit era cu totul altul. Era acel patriarhat dus la extremă în multe societăți.
Iar la noi, în comunism, femeia era egală cu bărbatul, dar masculină. Deși se îmbrăca cu tocuri, deși se aranja, atitudinea ei era mult mai masculină în sensul de a controla, a fi egală cu bărbatul, dorind să fie egală cu bărbatul, pentru că a fost foarte mult timp suprimată. Nu condamnăm asta deloc. Nu se condamnă. Ai putea spune că femeile din România arătau mult mai bine decât femeile din Germania. Ok, da, la exterior, dar la interior cât erau de suprimate femininul din ele? Ei, și acum, în perioada aceasta pe care noi o trăim acum, femininul și masculinul încep să devină egale, să se manifeste, să-și reclame puterea fiecare, susținându-se reciproc. Dacă nu se susțin, iar este alegerea fiecăruia. Dacă rămân în acea relație sau lângă acel om, lângă acea femeie, lângă acel bărbat. Om, să știți că sunt și femei și bărbați. E interesant că undeva în țară, când spun om, se referă doar la bărbat. Și asta vine tot din patriarhie. Nu patriarhie, am greșit, din patriarh. Patriarhat. Sistemul patriarhat, da. Ioan, cum ar trebui să privim bărbatul, să-i dăm așa și o perspectivă din human design și din șamanism, dacă ar fi să facem, bineînțeles, referire și la cartea despre care, pe care am pomenit-o ceva mai devreme, la începutul intervenției noastre, o carte pe care o iubim cu toții și la fel iubim și autorul acestei cărți, Michael Harner, Calea șamanului. Cum ar trebui să privim bărbatul sau masculinul, energia masculină din această perspectivă? Din perspectiva șamanică e vorba despre călătoria eroului. E călătoria eroului de la copil la bărbatul autentic, trecând prin diferite rituri de inițiere. Și șamanismul este despre diferite rituri de inițiere în care depășești anumite provocări și ajungi să devii tu însuți. Vrei, human design e despre același lucru, despre a da la o parte condiționările, educația și a răsări ca un om autentic, ca un om veritabil, ca cine ești tu. Și povestea Olimpia despre rolul mamelor și da, rolul mamelor este să crească copiii și e foarte important să le ofere posibilitatea să fie ei autentici și să nu creștem, să ne gândim că creștem bărbați care nu simt, ci să fim atenți la ce simt. Și se întâmplă să am un băiat și să văd, apare un moment în evoluția băiatului în care apare desprinderea de mamă. Și acolo rolul tatălui e important pentru că bărbatul sau copilul are nevoie de viziune, are nevoie să înțeleagă cum să treacă de la starea de nevoie, de la starea de dependență, în starea de a fi cel care oferă, cel care își ia destinul în propriile mâini și cel care începe să gândească pentru el, începe să se descurce singur. Și acolo rolul tatălui e foarte important și e un rol extrem de social. Adică bărbatul are exact această atitudine prin care e aici să comunice cu ceilalți, să comunice și să fie atent la nevoile lui și ale celorlalți, să aibă o oarecare detașare, să deschidă cumva drumul către ceea ce urmează să aducă viața. Și bineînțeles că călătoria eroului nu se oprește cu tata și cu mama, ci de fapt începe în momentul în care ne-am integrat și tata și mama și putem să trăim dincolo de cele două tipare. Să realizăm că practic am învățat de la mama, am învățat de la tata așa cum sunt eu. Și acolo începe într-adevăr călătoria.
Acolo începe într-adevăr viața și drumul autentic. Acolo începe într-adevăr adevărata inițiere. Pentru că acolo, de ce spun călătorie? Pentru că tot șamanismul este despre o călătorie. Despre o călătorie prin diferite stadii, diferite etape, diferite direcții. Și, practic, viața poate fi privită exact ca această călătorie. Și ne asumăm, vrei, corpul de bărbat și rolul de bărbat, că este un rol, la urmă, și o formă fizică care ne determină să jucăm rolul ăsta. Nu e doar despre așteptările celorlalți, ci despre faptul că, pur și simplu, funcția e diferită. Rolul nostru e diferit. Venim cu un pic alt scop, venim cu un pic altă configurație. Așa cum zicea Olimpia, de multe ori, ideea asta de stâlp nu e neapărat un concept limitativ, ci am putea spune mai degrabă, vedeți, ideea asta de salcină. Stăm cu picioarele în pământ, suntem foarte împământați, dar în același timp avem posibilitatea să fim flexibili și să înțelegem că când bate vântul, bineînțeles, nu trebuie să ne dea vântul de pământ, ci să vedem cum putem să venim în întâmpinare și să găsim anumite soluții fără să ne pierdem grounding-ul, fără să ne pierdem pământul de sub picioare. Asta e esențial pentru un bărbat să înțeleagă. Nu facem pentru femeie, pentru că suntem dependenți de femeie. Nu încercăm să satisfacem femeia, ci este un drum comun. Un drum comun în care fiecare are rolul lui și treaba lui. Bineînțeles, venim în întâmpinarea femeii, sprijinim femeia, dar în același timp avem propriile noastre nevoi, propriul nostru drum. Și e foarte important ca bărbații să înțeleagă asta. Este despre a respinge femeia, dar nu este nici despre a fi dependent de femeie, ci este despre a te deschide față de ce ai tu ca și om. Cred că aș numi eu mai degrabă o relație de interdependență. Pentru că, într-adevăr, cum spunea și Olimpia, există o relație de codependență între mamă, de exemplu, și fiu în copilărie. Și știm foarte bine că anumite mame hiperprotectoare și foarte grijulii sunt intruzive din dorința caracteristică, personalității, caracterului femeii respective, mamei respective, de a fi foarte intruzive în spațiul intim al băiatului. Tot timpul dorința de a deține controlul, ce face, la orice oră, unde s-a dus, când a venit, cu cine s-a întâlnit și așa mai departe. Și probabil că la un moment dat în procesul inițierii, în etapele de fapt procesul inițierii și maturizării masculine, trebuie să survină această tăiere, cum o numesc eu, a cordonului ombilical emoțional față de mamă și nu numai față de mamă, tocmai pentru că acel copil, acel băiețel devenit ulterior bărbat asumat, să aibă parte de independență, de curaj, de imaginație, de creativitate, zic eu, pentru că asta îl face atrăgător, să spunem, în ochii unei femei. Rolul, să spunem, rolul tatălui sau cât de important este rolul tatălui în acest proces inițiatic? Pentru că, într-adevăr, în ziua de astăzi asistăm la foarte multe familii, vedem foarte multe familii monoparentale. Foarte multe femei emancipate, într-adevăr, și dezvoltate din punct de vedere personal, care, nemai ținând, sau partenerul, soțul, tatăl copilului, nemai ținând pasul cu ele, își iau, să spunem, viața, soarta în propriile mâini și aleg să crească singure un copil.
mă rog, când situația este ca acel copil să fie fetiță, mai cum mai e. În momentul în care este băiat și este crescut doar de mamă, lucrurile am senzația că se complică un pic, pentru că mă gândesc că acel băiețel, acel băiat, ar trebui să aibă nevoie sau ar avea nevoie de un model parental în figura paternă a tatălui. Aici psihologia e foarte vastă și de multe ori copiii care sunt de gen opus, adică băiețel cu mama, își asumă băiețelul și asumă rolul de partener. Și dacă mama îl pune în poziția de partener, evident pune pe umerii lui o foarte mare greutate. Și de aici nevoia de rol și de sprijin din partea paternă, sau chiar dacă nu e neapărat tatăl, dar rolul masculin din viața copilului, cât e de important ca să aibă o altă perspectivă. Și, una dintre atribuțiile tatălui este să intre în competiții cu copilul, să îi dezvolte acest spirit sănătos al luptei. Spirit sănătos înseamnă ne împingem, ne jucăm, ne încercăm să ne măsurăm puterile. Nu în sensul negativ, ci în sensul în care un băiat învață în felul ăsta cum să stea pe picioarele lui și cum să devină el un pic mai puternic, un pic mai înfipt și să știe ce poate. Cât de important este ca tatăl să știe cum să fie bărbat și să nu fie copil. Cât de important este să știe cum să gestioneze anumite situații, să îi arate copilului cum să se desfășoare social, să-l învețe despre politețe, dar și despre puterea pe care o ai de a face lucruri. Legătura dintre mamă și tată e foarte, dintre mamă și copil e foarte diferită de legătura dintre tată și copil, în sensul în care de la tată înveți un pic mai mult cum să interacționezi în lume, cum să interacționezi de pe o poziție de activă, de pe o poziție în care tu trebuie să ai inițiativă și să știi cum să te pui în anumite situații. Asemenea lucruri, bineînțeles că se pot învăța și de la mamă, dar dintr-o altă energie. Și în relația cu mama există o oarecare sensibilitate, pentru că nu e neapărat masculin și lucrurile astea se simt. Să simt fizic cu tata, poți să discuți lucruri pe care nu le poți discuta cu mama. Exact, așa cum fetița probabil că discută niște lucruri intime cu mama și probabil că tatăl, cu toată curiozitatea, n-ar trebui să se bage în astfel de discuții. Mă gândesc că la fel când sunt niște discuții între tată și fiu, să zicem așa, un picuț mai bărbătești, chiar și ce ține de petrecerea timpului liber și a unor activități, da, pe care băiețelul mai degrabă le desfășoară acele activități cu tatăl decât cu mama. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre masculinitate, despre ceea ce înseamnă a fi bărbat asumat, matur, din punct de vedere emoțional, în contact direct cu propriile nevoi, cu propriile emoții în cadrul campaniei Redefinirea Masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Au fost alături de noi și le mulțumim foarte mult Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanist, și de asemenea Ioan Nistor, specialist human design. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și ne dăm întâlnire la o ediție viitoare a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea Masculinității. Să aveți o zi binecuvântată, să rămână o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!